Clujul va avea prima stradă smart din România. Cel puțin așa se laudă autoritățile locale, care au aprobat astăzi un proiect pilot de modernizare a străzii Molnar Piuariu, proiect care prevede dotări high-tech și spațiu mai mare pentru pietoni. Va fi un model de stradă inteligentă care vom replica și în alte părți ale orașului, fiind iarăși un model de realizare unor asemenea structuri urbane în România. Va avea iluminat cu telegestiune, cu Wi-Fi pentru internet în spațiu public încorporat. Vor fi montate bănci cu încărcător USB pentru telefoanele mobile, dar vom avea și un sistem de irigație automat pentru arbori și spațiu verde care va fi creat cu senzor de umiditate, astfel încât acesta să pornească automat în funcție de necesități. În această zonă locuiesc în prezent foarte mulți studenți în căminele Universității Tehnice. Strada este sufocată acum de autoturisme parcate pe ambele părți, iar rezidenții se tem că noul proiect al primăriei îi va lăsa fără locuri de parcare. Ideea e una bună, acum nu știu ce o să fie cu locurile de parcare pentru studenți, care, na, sunt destul de limitate și până acum. Cei care vin cu mașinile trebuie să parcheze la o distanță destul de mare. Totuși ar trebui să facă locuri de parcare în alt loc, adică să se gândească și la varianta asta. Mi se pare o idee bună. După cum vedeți, sunt foarte multe mașini pe stradă și lucrul ăsta e destul de... Nu știu, încurcă destul de mult traficul și e ok să avem infrastructură și să avem unde să ne încărcăm dispozitivele când poate suntem într-o criză și nu putem să facem asta. Proiectul este doar la nivel de finalizare a studiului de fezabilitate, dar reprezentanții municipalității au precizat că până la sfârșitul anului va fi depusă cererea de finanțare din fonduri europene. După aceea va urma licitația pentru proiectare și execuție, așa că începerea lucrărilor este programată cel mai devreme pentru vara anului viitor. Lucrările ar trebui să dureze doar 9 luni, iar valoarea investiției este de 1,3 milioane de euro, din care 98% vor fi fonduri europene nerambursabile.